Mărginii ne-au demonstrat încă o dată că sunt oameni de cuvânt, iar în momentul în care li s-a asfaltat ruta ocolitoare promisă, au trecut imediat la dărâmarea podului de lemn construit într-o zi și pentru care nu aveau autorizație. La 8 săptămâni după o dată care, nu știu dacă e o coincidență, vineri l-am construit, vineri îl terminăm. Mulțumim bunului Dumnezeu că nu s-a întâmplat niciun incident, niciun accident, nici o problemă, pentru că deja eram urmăriți și totul cădea pe noi. Dar Dumnezeu ne-a ajutat, noi ne-am ajutat pe noi înșine, ca societate civilă, și am realizat ceea ce vedeți dumneavoastră. Da, deci așa cum au promis la început oamenii când au construit acest pod, s-au ținut de cuvânt. Și în momentul când s-au ținut de cuvânt și societatea Drumuri Naționale și au creat o variantă corespunzătoare, deci la standarde europene, oamenii s-au ținut și ei de cuvânt și au demolat acest pod. Într-adevăr, podul de la margine, a cărui poveste a făcut înconjurul țării, a fost dezmembrat de aceiași oameni care acum 2 luni de zile l-au construit. Cu grijă, fără să risipească nicio bucată de lemn și cu vestitul simț al umorului. Ce o să faceți cu rămășițele podului? O să-l donăm la câteva familii, o să facem ceva constructiv, deci nu se risipește, nu aruncăm pe apă, nici chiar cuile, le strângem ca să nu le înghită un pește, să cumva să se întâmple ceva, să avem o reclamație că au pierit pește din cauza noastră. Mărginenii au început lucrările la primele ore ale dimineții, iar după numai 2 ore au terminat de dezmembrat fiecare bârnă în parte și au înlăturat și pilonii de piatră pe care i-au folosit ca structură de rezistență. Localnicii au făcut aceste lucruri pentru a demonstra că își țin promisiunea față de autoritățile care l-au asfaltat la rândul lor o rută ocolitoare și în speranța că lucrările la podul din beton vor fi terminate la termenul promis, 30 mai 2009. Totuși, oamenii nu sunt mulțumiți pe deplin. Sincer vă spun și chiar oamenii de aici nu suntem total mulțumiți. Nici de faptul cum au lucrat autoritățile, nici de faptul că am luat astăzi podul. Noi astăzi am luat podul să documentăm că avem un cuvânt și suntem oameni într-un stat de drept. Acum așteptăm să treacă aceste 2 luni și vrem să trecem pe un pod de infrastructură. Din cauza că asfaltul ăsta care e făcut este doar provizoriu și nu este un lucru de timp pe durată multă. Dacă tot se va întârzia și cu aceste lucrări, tot mărginenii au și soluția. Vă pregătiți să construiți și podul din beton după ce v-ați învățat cu ăsta din lemn? Noi putem construi din orice, și din beton, și din piatră, ori de care pod, numai să fim solicitați, ca să nu mai facem abuz. Să facem abuz peste abuz nu ne permitem. Am făcut-o asta când ne-o forțat cineva să facem un abuz. Cu mărginenii au demonstrat că și poeți, condimentând fiecare etapă a vieții scurte a podului din lemn cu câte o poezie, nici de această dată nu s-au dezmințit. Ba mai mult, au vrut să-și păstreze și o amintire mereu vie a podului și au dezvelit o machetă, tot din lemn, a construcției care a făcut faimoși. Poezia noastră era făcută cu bataie lungă și ultimul rând scrie: ascultă românii podul rămâne, vrem să rămâie. După ce întreaga poveste care putea să se lase și cu dosare penale s-a încheiat cu bine, primarul Dumitru Lungu nu are decât o singură concluzie. Mândru am fost dintotdeauna și acum sunt și mai mândru și mă mândresc cu asemenea oameni. Oameni de ispravă, oameni de inițiativă și de cuvânt în același timp.